BC Meu Pitești s-a impus și în retur în fața celor de la Sibiu cu 86-73, obținând astfel calificare în faza următoare a competiției. Anton Kazarnovski a fost principalul marcator, cu 24 de puncte. Tudor Costescu a început cu următorul 5, Calotă, Velikovic, Vujacic, Halet, Kazarnovski, pe parcursul disputei intrând Kirov, Neguț și Sinai. Scorul pe sferturi a fost de 20-17, 14-15, 21-19 și 31-22, iar punctele grupării argeșene au fost înscrise de Kazarnovski 24, Calotă 18, Velikovic 16, Vujacic, Halet câte 13 și Neguț 2. Antrenorul Tudor Costescu a fost mulțumit de obținerea calificării, fiind însă de părere că mai sunt unele aspecte de reglat în privința jocului echipei. Meciurile din sferturile de final ale Cupei României vor avea loc în data de 4 ianuarie 2012 și 10 ianuarie 2012 după următorul program. CSM București, Gaz Metan Mediaș, CSM Oradea, CSM Otopeni, Dinamo București, BCMU Pitești, CSU Ploiești, BC Timișoara. Turneul final este programat să se desfășoare în perioada 17-18 februarie 2012.